Duminică, 3 octombrie, ora 9 și 45 de minute, rezervorul de apă din satul Slobozia, Comuna Ciura. Acestea sunt coordonatele de care trebuie să țină cont participanții la evenimentul sportiv Asaltul Lupilor, organizat cu sprijinul primăriei Comunei Ciura, în parteneriat cu Sports Club Endurang și Asociația Culturală Umanitară Fii Satelor. Se adresează în general firmilor, e un fel de team building în teren, dintr-ajutorare pentru a putea parcurge aceste trasee pe care noi le punem la dispoziție. Să fie o reușită. vremea să ne ajute, dar chiar dacă plouă, având în vedere că obstacolele sunt multe din ele cu apă și cu noroi, n ar fi mare uh, supărare, să zicem, pentru concurenți. La această competiție s-au înscris 1700 de persoane care vor trebui să parcurgă un traseu de 5 km presărat cu obstacole naturale și artificiale. Tinerii sunt sfătuiți să fie echipați corespunzător unei activități care se desfășoară în aer liber, adică training, ghete și mănuși. De asemenea, trebuie să își aducă și haine și încălțăminte de schimb.